Adevăruri biblice fundamentale: har și credință. În ultimele cinci lecții am încercat să înțelegem câte ceva despre principiile de bază pe care Cuvântului Dumnezeu ne învață, despre felul cum l-a creat Dumnezeu pe om și ce așteaptă Dumnezeu de la om. În ultimul studiu am văzut cât de importantă este libera alegere și ascultarea de propria conștiință fără să înnăbușim vocea conștiinței. Acum trebuie să vedem realitatea faptului că toate ființele umane sunt păcătoase. Biblia spune în Romanii 3 cu 23 că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci în ochii lui Dumnezeu nu este nicio diferență cărei religie aparți? Gândiți-vă la un copilaș ce se naște în orice familie religioasă, din oricare religie, sau o familie ateistă, să spunem. Te uiți la cel copilaș și arată ca ceilalți copii. Care este diferența? Acei bebeluși cresc, devin copilași, apoi la școală toți se bat, se ceartă, toți vor să aibă, sunt egoiști, toți sunt mândri și vor să se înalțe pe ei înșiși. Toate caracteristicile naturii lui Adam este găsită egal în toți acești copii. Ce diferență face că unul aparține unei religii și altul aparține alteia? Poate în exterior, poate fi o diferență. Un copil merge la o biserică, altul merge la un templu, altul merge la o moschee, altul nu merge nicăieri. Se uită la televizor duminică dimineața. Dar oriunde merg ei duminică, când vin luni la școală, toți se comportă la fel de egoiști ca oricare altcineva. Deci, schimbarea este doar în exterior. Și chiar dacă părinții îi învață să fie bine crescut, să spună mulțumesc și îmi pare rău, totuși totul este pe din afară. Poate să-i învețe să nu fie egoiști, pe din afară, dar nu este nicio schimbare a naturii pe dinăuntru. Dumnezeu tratează toate ființele umane la același nivel. Nu ești un copil al lui Dumnezeu pentru că te-ai născut într-o religie anume. Tu trebuie să alegi personal, când ajungi la vârsta înțelegerii lucrurilor. Aceasta ne duce înapoi la ceea ce am studiat în ultimul nostru studiu despre importanța alegerii. Nu ești forțat să fii un copil al lui Dumnezeu pentru că te-ai născut într-o familie creștină. Nu. Tu trebuie să faci o alegere personală că vrei să-l primești pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al tău. Toate ființele umane au păcătuit. Fiecare persoană a comis numeroase păcate scăzând standardul lui Dumnezeu. Să ne gândim la un vas. Dacă vasul are o singură gaură sau o mie de găuri, apa se va scurge afară. Iar după o perioadă scurtă, nu mai există apă în niciun vas. Deci, o gaură sau o sută sau o mie de găuri, toată apa va curge în afară. Păcatul este întocmai așa. Biblia spune: dacă ai comis un păcat sau o mie de păcate, ești vinovat. Ești infectat. Un singur germen este de ajuns să infecteze ceva ce a fost sterilizat. Într-o sală de operație, mânușile și echipamentul sunt toate sterilizate. Nu ai nevoie de o mie de germeni să faci ceva nesteril. Unul este de ajuns. Așa este și păcatul. Un singur păcat este de ajuns să strici o persoană și să o facă nevrednică pentru prezența lui Dumnezeu. Nu este nicio diferență în ce privește venirea în prezența lui Dumnezeu a omului care a comis un păcat? sau a omului ce a comis o mie de păcate. De aceea Biblia vorbește că toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, lipsiți de standardul perfect al lui Dumnezeu. Standardul perfect al lui Dumnezeu este 100%. Omul care face 99% cade și cel ce face 0% de asemenea cade. Deci, dacă recunoaștem aceasta, este important să vedem că primul lucru pe care Dumnezeu a trebuit să-l facă pentru a restaura părtășia omului cu el a fost să găsească o metodă prin care să îndepărteze vina lui, să ia păcatele și să le ierte, să îndepărteze vina tuturor lucrurilor pe care le-a făcut din copilărie. Acum trebuie să vedem pe ce bază Dumnezeu ne iartă nouă păcatele. Unii oameni spun Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor și de aceea, dacă merg la el și spun îmi pare rău, el ar trebui să mă ierte. Dumnezeu și-a luat o responsabilitate dublă. Nu numai ca un tată iubitor, ci și ca judecător al întregului univers. Universul este întemeiat pe legi precise. Dumnezeu este un Dumnezeu model și cinstit. Sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le poate face. El nu poate să spună o minciună, de exemplu. El nu poate încălca propriile principii ale dreptății sale. Un exemplu ar fi, dacă am comis o crimă pentru care pedeapsa este o amendă mare și sunt dus la curtea de justiție, și dacă propriul meu tată judecă acolo, oricât de mult m-ar iubi, el nu mă poate lăsa liber. Chiar dacă aș spune, tată, îmi pare atât de rău pentru ce am făcut, nu voi mai face din nou. El nu mă poate lăsa liber. Dacă mă eliberează și ar pierde locul de muncă, ar încălca principiile justiției prin care el, ca judecător, se presupune că le susține. Deci dacă un judecător, ale cărui standarde ale dreptății sunt așa de mici în comparație cu standardele dreptății infinitului Dumnezeu, dacă un judecător nu poate lăsa fiul pe care îl iubește, ci trebuie să-l pedepsească cu cât mai mult Dumnezeu. Deci, Dumnezeu nu te poate elibera doar pentru că îți pare rău. Așa cum tatăl meu, ca judecător, nu mă poate elibera doar pentru că spun că îmi pare rău. Pot să fiu sincer, dar tot trebuie să fiu pedepsit pentru crima ce am comis -o. Și mai este ceva ce tatăl meu, ca judecător, poate totuși să facă și să țină principiile justiției. Să spunem că pedeapsa pentru crima mea este o imensă sumă de bani. Să spunem un milion de euro trebuie să plătesc ca amendă. Și tatăl meu este judecătorul și scrie verdictul. Plătești o amenda de un milion de euro sau mergi în închisoare? Și mie mi se pare în inima mea că tatăl este foarte dur cu mine. Nu, nu este. Doar pune în aplicare principiile justiției, ceea ce trebuie să facă ca judecător, ceea ce și Dumnezeu trebuie să facă. Dar odată ce m-a condamnat și a declarat amenda ce trebuie să o plătesc, coboară de pe acel scaun, își dă jos haina de judecător și vine la mine ca tată acum, își ia carnetul de cecuri personal și semnează cecul de un milion de euro mi dăruiește și spune, Fiule, du-te, plătește-ți amenda. Observați ce a făcut. A apelat la principiile justiției și nimeni nu îl poate acuza că mi arată părtinire. A plătit cea mai mare penalizare pe care legea o cerea. Și eu nu îl pot acuza spunând că el nu mă iubește, deoarece a plătit singur penalizarea și numai ce enorm preț a plătit pentru a mă putea elibera. Asta mă face să iubesc grozav acum. Aceasta este ceea ce a făcut cu adevărat Dumnezeu. El a spus că plata păcatului este moarte. Aceasta este pedeapsa ce o meriți, nu doar o moarte fizică, ea este numai o parte din tot ceea ce Dumnezeu numește moarte. Omul este duh, suflet și trup, și totul moare. Va fi tăiat și separat de Dumnezeu pentru veșnicie. Aceasta înseamnă moarte. Iar Domnul spune: Trebuie să te pedepsezi cu această pedeapsă. Legea o cere. Dar mai apoi, el a venit în chip de om, cunoscut ca Isus Hristos, și a luat pediapsa asupra sa. Nu numai moartea fizică pe cruce, ci când a murit pe cruce, a fost despărțit de tatăl său pentru trei ore și a luat de asemenea cea pediapsa spirituală, iar acum pot fi liber. Aceasta este baza iertării lui Dumnezeu. Și asta face mesajul Evangheliei creștinilor așa de unic, datorită a două lucruri. Cum putem ști că Dumnezeu a acceptat sau primit jertfa Fiului Său pe cruce? O dovadă este că El, după ce a fost îngropat, a înviat a treia zi din morți. Aceasta este dovada pe care Dumnezeu a dat-o omului, înviind pe Fiul Său din morți, că a acceptat acel sacrificiu. Deci dacă Isus nu ar fi înviat din morți, nu am fi avut nicio dovadă că Dumnezeu Tatăl a primit acel sacrificiu. Dar faptul că Dumnezeu l-a înviat din morți după trei zile este cel mai clar argument că Dumnezeu a acceptat sacrificiul Lui. Deci baza iertării Lui Dumnezeu este mesajul la parte al Evangheliei creștinilor. Două lucruri. Hristos a murit pentru păcatele noastre pe cruce și al doilea, a înviat din morți după trei zile. Credința creștină este fondată pe aceste două fapte de neclătinat și în aceste două domenii Hristos este unic. Nu există nici o religie în lume unde vreun lider să fi pretins vreodată că moare pentru păcatele lumii. Sunt o mulțime de lideri în multe religii din lume, dar nici unul nu a pretins că moare pentru păcatele lumii. Acesta este primul lucru. Iar al doilea, nici unul din ei nu a înviat din morți. Când au murit, S-a terminat totul. Niciodată nu au ieșit din mormânt. Moartea este cel mai mare inimic al omului și nimeni vreodată nu a putut să-l învingă. De aceea credem că aceasta este adevărată Evanghelie, vestea bună, datorită acestor două foarte importante adevăruri. Credința creștină nu este o religie ce constă în a face doar bine, a fi bun, a nu face rău la nimeni, a nu spune minciuni. Nu este aceasta temelia vieții creștine. Fundația, temelia vieții creștine este aceasta. Hristos a murit pentru păcatele mele și a înviat din nou din morți. Clădirea are o fundație și suprastructura. Avem nevoie de amândouă pentru a completa clădirea. În structura clădirii sunt multe lucruri pe care le-a spus Domnul Isus și poate alți lideri ai altor religii de asemenea le spun. Nu face rău la nimeni. Fă altora așa cum vrei ca ei să-ți facă ție. Spune adevărul. Fi smerit. Respectă pe alții. Și alte multe lucruri bune pe care Biblia le învață, dar acestea sunt în structura clădirii. Nu confundați structura cu temelie, cu fundația. Ai ferestre și uși în structură, dar nu le ai în fundație. Fundația este făcută din ceva complet diferit de ceea ce vezi în structura clădirii. Aceasta este greșeala pe care așa de mulți oameni o fac când spun că toate religiile duc la același Dumnezeu. Este asta adevărat? În care religie a murit cineva pentru păcatele mele? luându-mi pedeapsa pentru păcatele mele. Aceasta este problema mea cea mai mare, pentru că sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu. Cum pot scăpa de vinovăție? În care religie a înviat cineva din morți și să dovedească că el a fost într-adevăr cel ce pretindea să fie Dumnezeu manifestat în trup? În nici o religie. De aceea când Iisus a spus în Ioan 14, versetul 6, eu sunt calea. Nimeni nu vine la tatăl decât prin mine. Este o mare îndrăzneală, dar acesta este adevărul. Oamenii spun că ești îngust la minte dacă spui așa ceva, dar aceasta nu este părerea mea. Dacă este părerea mea, puteți să o respingeți. Acestea sunt cuvintele exacte ale lui Isus în Ioan 14, versetul 6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la tatăl decât prin mine. Nimeni nu ajunge la tatăl decât prin Isus Hristos. Nu sună asta foarte îngust, dar este adevărul. Adevărul este îngust. A gândi larg nu este în mod necesar o indicație a deținerii adevărului. De exemplu, 2 plus 2 este 4. Aceasta este o gândire îngustă. Cineva ar putea să spună: De ce nu gândești mai larg și să accepti de asemenea că este. 4,1 și să accepti un pic și pe cealaltă parte și să spui 2 plus 2 este 3,9 în acord cu ceea ce a spus altcineva. Cineva spune 2 plus 2 este 3. De ce să nu gândești larg și să accepti și aceasta la fel de bine? Alcineva spune 2 plus 2 e 100 fi deschis și acceptă și aceasta. Vă puteți imagina ce confuzie ar fi în orice de pe pământ dacă am începe să fim deschiși la un simplu lucru ca adunare? Adevărul este o gândire foarte îngustă. 2 plus 2 nu este nici măcar 4,0001. Este 4. Nu este alt răspuns. Este același lucru atunci când Iisus spune, Eu sunt adevărul, eu sunt calea, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De ce? pentru că nimeni altcineva nu a murit pentru păcatele lumii și nimeni altcineva nu a înviat din morți dovedind prin aceasta că este Cel ce proclamă că este Fiul lui Dumnezeu. Deci aceasta este baza prin care Dumnezeu ne iartă. Dumnezeu poate fi acum corect, poate fi drept exact cum tatăl meu, poate fi drept spunându-mi, nu mai trebuie să mergi în închisoare, ia doar acest cec și plătește amenda. Dar acolo este un lucru pe care trebuie să-l fac. Este un cadou. Nu trebuie să muncesc să primesc acel cec de la tatăl meu pentru a plăti amenda. Nu trebuie să petrec nicio zi în închisoare. Nu trebuie să câștig un cent pentru aceasta. Dar trebuie să fac un lucru. Trebuie să primesc ceea ce tatăl meu mi-a dăruit. Cecul care mi-l dă tatăl meu trebuie să-l primesc și să spun mulțumesc. Putem spune că tatăl meu, dându-mi cecul să plătesc amenda reprezintă o imagine a harului. Iar întinderea mâinii mele pentru a lua cecul din mâna lui este o imagine a credinței. Deci, când Biblia spune prin har, prin credință, ești salvat, mântuit, aceasta este ceea ce înseamnă. În Efeseni 2 vedem două cuvinte minunate ce sunt aduse împreună. În Efeseni 2, versetul 8, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Mântuirea noastră este prin har, prin credință. Prin har este când tatăl meu îmi dă cecul și spune, du-te și plătește amenda. Prin credință este când primesc cecul de la tatăl meu și spun, mulțumesc, plătind apoi amenda la legea lui Dumnezeu. Și apoi sunt liber. Deci totul în viața creștină este prin har, prin credință. Nu este doar la începutul vieții mele de credință, ci toată viața este o trăire prin har, prin credință. Aceasta înseamnă că Dumnezeu ne oferă constant ceea ce avem nevoie. Este un verset în 2 Corinteni 12 care spune, Harul meu îți este de ajuns. Domnul îi spune aceasta lui Pavel când avea o problemă anume. Problema nu a fost îndepărtată. Domnul putea să o îndepărteze, dar nu a îndepărtat-o. A fost cel mai probabil o boală ce o avea Pavel. El s-a rugat de trei ori ca Dumnezeu să-l vindece, dar nu a fost vindecat. Cel mai mare apostol din Biserica creștină nu a fost vindecat. El cel care a înviat morți, a vindecat bolnavi, a scos afară demoni, nu a fost el însuși vindecat. De ce nu l-a vindecat Dumnezeu? Pentru că a spus, Pavel, tu ești în pericol să devii mândru și mândria este mai rea decât orice boală ai avea, pentru că dacă devii mândru, eu îți stau împotrivă. Este o lege. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Dar nu vreau să stau împotrivă, Pavel, ci vreau să te sprijin. Dar pot sprijini doar oamenii ce sunt smeriți. Pot da harul meu doar celor ce sunt smeriți. Dar tu ești într-un pericol extrem de mare să devii mândru, Pavel, deoarece ai fost folosit așa de mult. Ai plantat biserici, ai înviat din morți, ai scos demoni, ai scris scripturile și ai fost răpit până la al treilea cer. Ai văzut și auzit lucruri ce nu se pot spune. De aceea ești într-un mare pericol de mândrie spirituală, iar eu am găsit că cea mai bună metodă să te țin smerit este să îngădui să ai această boală continuu, până la sfârșitul vieții. Știți cum o numește Pavel? El numește acea boală un dar al lui Dumnezeu. Uitați ce spune. Mi-a fost dat. Mi-a fost dat înseamnă un dar, 2 Corinteni 12 cu 7. Și când a realizat motivul de ce Dumnezeu a permis să aibă acel țepus în carne, acel mesager al satanei, care să-l necăjească tot timpul, el spune, bine. În acest caz, sunt mulțumit, versetul 10. Țin plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoie, în prigoniri, în strâmtorări. Sunt fericit că aceste lucruri mă fac slab, iar în slăbiciunea mea pot experimenta Harul lui Dumnezeu. Deci aici spune, Harul meu ți este de ajuns. Aceasta înseamnă în orice situație din viață. Vă rog, ascultați-mă. Orice încercare vei întâmpina, orice ispitire vei întâmpina orice, vei întâmpina, orice situație dificilă vei întâmpina în viața ta, ține minte această promisiune a lui Dumnezeu. Cecul este destul să plătească factura. Oricare ar fi factura, Harul meu îți este de ajuns. Dar am nevoie de ceva. Dacă trebuie să plătesc factura și tatăl meu îmi dă cecul, trebuie ca eu să-l primesc și să spun mulțumesc. Aceasta prin credință. Deci, viața creștină este o serie de încercări, teste, lupte și în oricare din aceste situații. Țineți minte ce spun. În fiecare din aceste situații. Dumnezeu spune, Harul meu îți este de ajuns. Uit, uite, aici, ia cecul. Ai nevoie să plătești acea factură? Aici e cecul. Mâine apare o nouă factură? Aici e cecul. Harul este de ajuns în funcție de nevoile tale prezente. Nu vom putea să trăim pe acest pământ fără să întâmpinăm nevoi. Dumnezeu permite să întâmpinăm nevoi numeroase, dar scopul lor este să ne conducă la Dumnezeu însuși. Așa că venim la Dumnezeu și spunem, Doamne, aceasta e factura mea, dăm cecul, am nevoie de har pentru această problemă anume. Domnul spune, aici este. El nu refuză niciodată, deoarece dacă vin la el recunoscându-mi nevoia, sunt smerit. Numai o persoană smerită își va recunoaște nevoia. O persoană mândră va spune, nu am nevoie de Dumnezeu, pot să mă descurc și singur. Dar o persoană smerită vine la Dumnezeu și spune, Doamne, nu pot să rezolv aceasta, și aceasta, și aceasta. Factura este prea mare pentru mine. Tu vei plăti pentru mine. Și Domnul va spune, sigur, uite aici un dar. Îl iau și spun, mulțumesc, Doamne. Promisiunile lui Dumnezeu din scriptură sunt pentru a ne da harul lui. Așa de multe promisiuni frumoase. Dar niciuna din ele nu va fi a mea dacă nu le iau. Dacă nu valorific cecurile acelea. E ca și cum cineva ți-a trimis un cec și dacă tot ceea ce faci este să-i faci o ramă și să-l agăți pe perete, nu ai nimic. Dar dacă îți scrii numele pe spate și îl duci la bancă, vei primi întreaga sumă de bani. Exact așa caută Dumnezeu să facă cu noi. Ne oferă promisiunile sale. Dar dacă acele promisiuni sunt în Biblie sau pe perete, nu ne ajută. Voi lua acele promisiuni? Voi merge la banca cerului și spun, în numele lui Isus le voi valorifica și voi spune amin la ele. Apoi voi primi orice, începând cu iertarea. Orice este bazat pe Hristos, care a murit pentru noi pe cruce și prin moartea lui, căpătând fiecare binecuvântare spirituală în locurile cerești. Acolo nu este niciun blestem pentru noi. Observați Galateni capitolul 3 versetul 13 spune Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. De ce s-a făcut blestem pentru noi? Versetul pe 14. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram 4.000 de ani în urmă și i-a spus, Ascultă, te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare pentru toate familiile de pe pământ. Acea binecuvântare este astăzi pentru toți. Nu este doar pentru acel om. Este pentru tine, este pentru toți. Și de aceea spune aici în Galateni 3 cu 14, Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt pot primi toate binecuvântările lui Dumnezeu. Efeseni 1:3 spune: Ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locul lui Cerești în Hristos. Eu pot să le iau pe toate și nu numai că le pot lua, ci prin mine acele binecuvântări pot să revese și peste alții. Totul începe cu iertare. Dumnezeu curăță vasul și umple cu aceste binecuvântări, astfel încât să se revese și peste alții. Ce minunată mântuire! Și este deschisă pentru toți, indiferent de religia Indiferent cine ești, trebuie să ne smerim și să spunem Doamne, mulțumesc pentru darul tău. Dumnezeu să vă binecuvinteze.